Peste 1500 de accidente s-au petrecut în ultimii ani în zonele semnalizate ca fiind periculoase și aproape 600 de oameni au murit. Tocmai de aceea s-a luat decizia instalării unor panouri de semnalizare, ce presupune reducerea vitezei, sporirea atenției și evitarea efectuării manevrelor riscante. Cele mai multe se vor găsi pe DN1 și DN7. Drumul din spatele meu este cel care leagă Pitești de Râmnicu-Vâlcea. Ei bine, și aici există două puncte negre, ceea ce înseamnă că acest traseu este ceva mai periculos decât multe altele din țară. Există zeci de panouri. Vorbim de triunghiuri albe cu margini roșii, având o bulină neagră în centru. Odată cu amplasarea în teren a noilor semne de circulație, șoferii le vor putea consulta și pe hartă pe site-ul hartapunctelornegre.ro.